Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem din nou la Târgoviște, în fața gării. De data aceasta suntem cu Bogdan, un pasionat de istorie. Salut! Bine ați revenit la Târgoviște! O să facem un tur al orașului, în special secolul XIX, secolul XX și bineînțeles începem cu gara, care a fost construită la sfârșitul secolului XIX, în 1883, cu puțin în timp înainte de a fi inaugurată prima cale ferată între Titu și Târgoviște, la 2 ianuarie 1894, iar în mai a fost inaugurată calea ferată Târgoviște-Pucioasa, tot 1894. Bulevardul Carol I, care se termină la această gară, a fost construit cam în aceeași perioadă, între 1896-1897. Este acest bulevard. Da, un bulevard cu 359 de castani plantați inițial, cu 60 de felinare și 25 de bănci, având o lungime de 1140 de metri și care... Un bulevard, să zicem așa, de promenadă, la câte spui că era pe bulevard, cu bănci... Da, și bineînțeles cu case construite începând cu acea perioadă și bineînțeles până în perioada interbelică s-au construit case. La capătul acestui bulevard, chiar lângă gară, se află și școala de cavalerie pe care voi ați... Am filmat-o până acum, filmat-o, da, în data trecută când ați fost la Târgoviște. Ați filmat în muzeul care a fost creat în memoria executării cuplului Ceaușescu. Numai că această clădire are o istorie mult mai interesantă. A fost școala de ofițeri de cavalerie Ferdinand I. În 1892, școlile de cavalerie din Craiova și București au fost mutate la Târgoviște. Această clădire a fost construită începând cu 20 octombrie 1907, când s-a pus piatra de temelie. Vedeți acolo și o inscripție care a fost descoperită de curând. Ea fusese acoperită în perioada comunistă de tencuială. Ofițerul de cavalerie trebuie să fie și călăreț și cavaler. În această instituție au fost formați ofițerii de cavalerie ai armatei române, armata regală, cum se numea atunci, ofițeri de elită. Cei mai mulți au participat la cel de-al doilea război mondial. Ea a funcționat ca și școală de cavalerie până în 1948, când a fost transformată în unitatea militară 014-17. Unul din comandanții școlii de cavalerie a fost Ion Antonescu între 1920 și 1922. Din păcate, odată cu transformarea acestei școli de cavalerie în unitate militară, toți ofițerii vechi ai armatei române, să zicem, au fost dați afară și trebuiau formați noi ofițeri ai armatei române, armata română fiind atunci asistată de Armata Roșie. Înțeleg că și suprafața e foarte mare. Da, în spate erau 102 hectare. Da. Între timp a fost construit un drum prin dreapta acestei clădiri și șoseaua se numește Ferdinand I. Foarte inspirat, la fel cum a fost și școala de cavalerie și bineînțeles cum bulevardul după care noi mergem este Carol I. Da. O să... Aici avem o unitate de... O intrare, da, acum este transformată în... Făcea parte de... și asta din... Da, era unitatea militară, acum ea aparține de
jandarmerie, nu mai este unitate militară. A fost transformată. Și în continuare mergem pe bulevardul cu Castan. Bulevardul cu Castan, care sunt în această perioadă anului, nu? Suntem în luna mai. Au înflorit. Da, sunt înfloriți. Este plăcut de plimbat în această zona orașului și în această perioadă. O să ajungem imediat la Teatrul Tony Bulandra. Despre Tony Bulandra trebuie să spunem că el s-a născut în 1891 la Târgoviște și a murit în 1943 la București. El a fost căsătorit cu Lucia Sturza Bulandra, a fost și societar al Teatrului Național București. Teatrul Tony Bulandra a fost înființat în anul 2002 sau 2003, dacă nu mă înșel, bine, și a luat numele acestui mare actor român, cum spuneam, originar din Târgoviște. Teatru care, uite acum, începe să apară. Da, pe partea dreaptă. Ai văzut și o actriță consacrată aici. Da, aici, la începutul anilor 2000, când a fost înființat teatrul, a fost Laura Vasiliu, o actriță. Și înțeleg că se întâmplă foarte multe evenimente. Da, chiar în luna iunie este un festival internațional de teatru, Festivalul Babel, care a avut loc în fiecare an, mai puțin în perioada pandemiei, în care vin teatre din, nu numai din Europa, dar din întreaga lume. Foarte interesant. Da. Și spectacolele teatrului sunt interesante, pentru că sunt făcute în colaborare și cu alte teatre din țară, da, și cu actori de la alte teatre. Ok, să ne continuăm plimbarea. Să ne continuăm plimbarea. Am ajuns la intersecția bulevardului Carol I cu bulevardul Ice Brătianu, unde și... Deci în față avem Carol I, în față și în spate, și în dreapta stânga Brătianu. Perpendicular este Ice Brătianu. Acum avem un rond. Un rond exista și la 1902, dar altfel. Atunci a fost amplasată o statuie în marmură a lui Ion Eliade Rădulescu, realizată de Frederic Storck, pe care soldații ruși au dat-o jos când au ajuns în Târgoviște, în timpul celui de-al doilea război mondial. Statuie pe care o să o vedem în fața primăriei când o să ajungem. Ea a fost reamplasată undeva la începutul anilor 70. Unde am ajuns? Am ajuns la Casa cu Leu, cunoscută pe bulevard. De la acolo. Da, este un singur leu. Este casa lui Romano De Simon. Romano De Simon este un arhitect italian născut din părinți italieni la Târgoviște în anul 1900. El a absolvit școala de bele arte din Parma în 1923, s-a întors la Târgoviște, unde a construit foarte multe edificii civile, publice, de asemenea biserici. Casa aceasta este din 1925 și în această casă a locuit el. În 1955 el s-a mutat la București, fiind profesor la Institutul de Arhitectură Ion Mincu. Printre realizările lui Romano De Simon sunt, de fapt, două biserici catolice, Biserica Catolică Hristos Împăratul din Ploiești și Biserica Catolică
Sfântul Francisc din Padova, pe care ați vizitat-o la Constanța. Da. Este realizată tot de Romano de Simon. Mai sunt case pe bulevard pe care eu le-am identificat ca fiind creația lui Romano de Simon, numai că nu le știu pe toate. Bănuiesc că și casa din stânga acestei case, da, numită și Casa Florentină, este opera, bănuiesc că este opera lui Romano de Simon, dar nu am informațiile. O să mai vedem pe parcursul turului nostru și alte construcții. O să vedem o casă chiar lângă primărie, tot realizată de Romano de Simone. Și mai sunt unele case, ne-ai spus ceva interesant, care ele cumva au fost împărțite în două, nu știu dacă avem vreuna pe aici. Da, avem mai în față o casă, dacă mergem, da. O să vedem în... când au venit comuniștii la putere, ei au naționalizat foarte multe case. De fapt, au naționalizat aproape toate casele din orașe, mai ales, și le-au împărțit. De obicei se construia un zid și acele case erau date în chirie unor chiriași. O să vedem pe partea opusă o casă care... are un gard și o desparte și o să vedeți că și ferestrele sunt vopsite în culori diferite, stânga-dreapta. Deci, practic, o casă împărțită în două, dar care s-a vopsit în culori separate. Și proprietar de fiecare cum... actual, probabil, ea nu mai este simetrică. Exact, nu s-a mai păstrat simetria și e o diferență destul de mare uneori. Am văzut acolo în capăt o casă. Da, și aceasta este a doua pe care asta o putem și o să vedeți, da. Și gardul care desparte și... Ah, ok, deci gardul verde cu cel maro, nu? Sau da. Da, și ferestrele în stânga albe, în dreapta roșii. Ah, deci, da, gata, acum văd. Da, se vede. Gardul a rămas tot așa un fel de verde, dar diferă un pic tenta și modelul gardului, cât și ferestrele care... Da, vezi, nu, ele nu erau împărțite chiar pe jumătate, că erau împărțit holul pe jumătate, deși holurile erau mari la vremea respectivă. Da. Deci partea din dreapta are intrarea principală din centru și partea din stânga are intrarea din lateral, din stânga. Probabil că era acolo, da. Slujnicilor. Da. Și s-a păstrat același număr, 13? Parcă așa pare. Nu știu exact. Putem să... Da. Văd 13 și acolo și aici. Vezi că e 13-1 și 13 bis. Avem o casă interesantă. Este o casă în stil Art Deco, dar, după cum vedeți, ea are forma unui paralelogram, nu are unghiurile de la 90 de grade. Probabil că existau două apartamente, un apartament la parter și un apartament la etaj. Da, foarte frumoasă casa. Păcat că nu a fost renovată. Am ajuns la capătul bulevardului, la numărul 2 se află o casă realizată tot de Romano de Simone în deceniul al treilea, cred că în 1925. Este o casă în stilul clasic. După cum spuneam, foarte multe case au fost construite de acest arhitect. Și în general, la sfârșitul secolului XIX au venit mulți italieni în Târgoviște și au construit și au participat la modernizarea orașului. O să vedeți că și primăria este construită tot de un italian și alte clădiri din Târgoviște emblematice care au mai rămas, că multe au fost demolate în perioada comunistă. Și acum să mergem către începutul bulevardului, unde... Da, sau către sfârșitul lui. Sau către sfârșitul. Numerotarea, observ că începe de aici. Da, numerotarea începe de aici și bulevardul
se termină în această intersecție cu Mircea cel Bătrân. O să vedem în curând și clădirea Mitropoliei. Mitropolia nouă, pentru că cea veche nu mai există. Uh-huh. Mitropolia veche a fost construită de Neagoe Basarab și a funcționat ca și mitropolie între 1520 și 1688, când mitropolia se mută la București. La sfârșitul secolului XIX, această clădire era în ruine. Carol I... Vezi ta mașină? Sper că ne dă voie, haide. Carol I a... Deci e cea de acolo, da? Pe da. Care o vedem acolo, în plan. Carol I a chemat în România pe André Lecomte de Nouilly. Era un nobil francez dintr-o familie originară din Piemont. El a fost arhitectul acestei noi mitropolii, așezată pe locul vechii mitropolii, chiar dacă noi o să vedem niște ruine în față, ruinele nu sunt ale mitropoliei vechi, ci sunt ale chiliilor care au aparținut. André Lecomte de Nouilly a construit această mitropolie în stilul bizantin. Ea a fost construită între 1890 și 1923. Uite, mai arată fostele chilii, care sunt chiar acolo în fața scărilor. Nu? Alea da, sunt da, chilii. Pictura a fost realizată între 1930 și 1933. André Lecomte de Nouilly, trebuie să spunem că a mai participat și la refacerea Bisericii Sfinții Trei Erari din Iași, Sfântul Nicolae Domnești din Iași, Mitropolia Înălțarea Domnului și Sfântul Dumitru din Craiova, care a fost realizată tot de la zero. Hai să nu stăm așa în drum, hai să mergem în față. Iar aici? În dreapta avem clădirea Arsenal, realizată în 1883. A fost clădirea administrativă a comandamentului Diviziei a 4-a Infanterie. După 1947 a găzduit sediul Casei Armatei, apoi Club Upet. Care e vis-a-vis de mitropolie. Vechea în mitropolie. Spate se află, unde vedeți acele ruine, era unde? Arsenalul Armatei. Nu. Nu. În spatele... Unde se vede Lidl-ul acolo? Clădirii Arsenal, da. Înspre Lidl, da, se văd niște ruine acolo, clădiri mari. Da. A fost Arsenalul Armatei, întreprinderea Armatei Române, înființată inițial ca turnătorie, prin decretul lui Alexandru Ioan Cuza din 1864. În 1872 a fost reorganizată și echipată cu utilaje necesare producerii tunurilor și afeturilor. În 1887 a devenit un depozit central de artilerie, iar în 1919 prima unitate de tancuri a Armatei Române a avut cazarma la Arsenalul Armatei. Mm-hmm. Și pare că e o suprafață mare acolo. Da, în perioada comunistă acolo a fost întreprinderea UPET, încă mai există, dar s-a restrâns foarte mult. Multe din terenuri au fost vândute și s-au construit centre comerciale, iar cele două sau trei clădiri istorice
Una dintre ele a luat foc și de aceea o vedeți în ruină. Putem, oare dacă ne apropiem, găsim un loc în care să putem să luăm un cadru? Hai să ne apropiem. Sigur. A început și ploaia. Cad câteva da, deci a fost una dintre cele mai vechi întrebări și fiindcă orașul s-a extins, a rămas în centru și acum toată lumea vânează terenurile astea, pentru că oarecum orașul se învârte în jurul acestei, dacă o să vă arăt și pe o hartă. Au început să plouă. Da. Și unde, deci primul teren pe care ei l-au vândut a fost unde e Penny acolo, în 2002-2003 s-a făcut, pentru că aici gardul ăsta pe care voi îl vedeți era gardul Petului. Adică uite ăsta. Exact. Ăsta de, deci, din practic, ciment. Blocurile astea între Mitropolie și fostul Pet era... Ale celor care lucrau aici. Da. Erau și s-au construit blocul ăsta. Bine, când au început... Păi o să vorbim un pic despre demolări. Că eu am copil fiind, am văzut pe centru vechi, o să vă spun, mai mult cât s-a demolat. Am apucat și eu câteva demolări. Ultimele au fost chiar în toamna lui 89. Deci dacă mai trăia un an, doi, Ceaușescu rădea se tot. Schimba tot rădea aici. Tot da. Centru, da. Păi eu am reușit și din arhivă să mai văd niște poze cum arăta atunci. Da, și în București, în zona Berceni și Progresului, și acolo urma să, au venit să facă măsurători și urma tot așa să se radă tot. Dar a venit Revoluția și s-au... Mie îmi pare rău că n-am prins cartierul Uranus în București. Da, vrem să facem și acolo un material. Se găsesc câteva lucruri în arhivă. Sunt în și niște filme și am văzut și poze, am văzut și un album. Și este memorialul Bucureștiului, era memorialul durerii făcut de Lucia Hosu Longin, Lucia Hosu. Așa, și ea făcea, că eram eu copil, făcea memorialul durerii și la un moment dat a făcut memorialul Bucureștilor și are două sau trei părți și le-am văzut. Cred că se găsesc pe YouTube, da, sunt toate, sunt înfiori din ce vezi acolo. La asta l-am uitat, nu? Ok. Memorialul Bucureștiului? Nu, Durerii. Durerii, dar pe YouTube, nu știu dacă chiar al Bucureștiului. Există și al Bucureștiului și... și o să vedeți acolo, deci te sperii de ce descoperi. La fel cum eu, de exemplu, deși știam multe chestii despre istoria orașului, când m-am apucat anul trecut să studiez și să scot informații, am rămas uluit. Adică nu credeam că are o istorie atât de fabuloasă, deși... Și sunt sigur că mai sunt multe lucruri de descoperit. Da. Eu știam, deci, așa în mare, am participat și la săpături arheologice, adică aveam niște cunoștințe generale, știam, cei 300 de ani cât a fost capitală, mai știam unele altele, dar acum când am început să caut casele și am descoperit istoria clădirilor, e fabulos ce să mai... Deci îți dai seama că aici a fost prima divizie de tancuri, prima unitate de tancuri a armatei române. Acolo în clădirile alea. În 1864 Alexandru Ioan Cuza a dat decret și s-a creat o turnătorie aici. Deci în 1864, noi eram ieșiți din Evul Mediu atunci. Adică... Da. Și există și strada aia care se numește strada Arsenalului. Da. Și acum... Se mai păstrează o amintire așa din... Da, și au fost și halele alea construite în perioada comunistă, pentru că erau, îi ziceau UP de la utilaj petrolier, se făcea utilaj petrolier în perioada așa. Acum se mai face, dar s-a restrâns foarte mult, foarte... Suntem în fața casei Lăzărică Petrescu, o casă din 1893 construită cu stil neoclasic, cu o fațadă barocă. În această casă au locuit trei generații de primari ai orașului Târgoviște, ultimul fiind Lăzărică Petrescu, și care a fost primar în timpul celui de-al doilea război mondial. El a murit în 1990, a apucat și căderea comunismului. Este interesant de citit din memoriile scrise de Lăzărică Petrescu despre vizita regelui Carol în această casă. Și o să citez. Casa aceasta a fost locuită de la terminarea sa din 1893 și până la moarte de bunicul meu Lazar Petrescu, iar de la moartea sa din 1933 și până azi de mine, cu același nume ca al lui, dar și cu acela de Matei, al nașului mei,
meu Matei Corbescu. Casa frumos și modern, atunci mobilată, a avut parte și de unele aprecieri când a scos-o în evidență pe mama. Avea asigurat o orchestră cu muzică militară, cu invitați la baluri și alte ceremonii. Dar culmea gloriei sale a fost în 1905, cu ocazia manevrelor regale, când bunicul meu, fiind primar, a oferit casa sa regelui Carol I și prinților moștenitori, regina Maria și regelui Ferdinand de mai târziu, spre a locui aici în timpul manevrelor. Regele Carol a spus: eu voi veni aici numai ca să iau masa când voi fi invitat de Maria și de Ferdinand, dar voi locui și dormi acolo unde este, acolo unde sunt și dorm soldații mei, în corturi pe câmpul de la barieră. Acesta este regele ce a clădit o Românie mare și puternică, ce a putut să fie independentă la 1878 și să ducă războiul cel mare al Unirii din 1916 și 1920. Albumele și fotografiile de atunci cu autografe au fost distruse din calea urgiei comuniste. Eu am stat și la închisoare, dar cei ce mă cunosc și mi-au cunoscut casa m-au ajutat și casa tot a scăpat, așa cum se vede și astăzi. Astfel scria în memoriile sale Lăzărică Petrescu, fost primar al Târgoviștei. Da, deci o casă cu importanță foarte mare. Ar fi bine să se reabiliteze, să se păstreze, să se conserve în continuare. Suntem în fața unei case monument din 1830. Este casa lui Barbu Belu. După cum bine știm, Barbu Belu este fiul logofătului Alexandru Belu, căsătorit cu Irina, fiica banului Barbu Văcărescu și strănepoata lui Enăchiță Văcărescu. Este o casă foarte veche, are aproape 200 de ani. În partea cealaltă... Deci acum cum se duce camera, practic ea se duce în spatele casei, da. Deși pare că strada e, exact, e chiar aici lângă spatele casei. Da. Dar ne spuneai că înainte era o stradă care trecea pe aici prin fața casei, da, care de fapt... pare de fapt spatele casei. Se pare că această, deci s-a produs cale o modificare. Domnească, da, a fost modificată undeva la sfârșitul secolului 19 sau chiar începutul secolului 20. Pe partea cealaltă a căii domnești se află Biserica Giartoglu, o biserică ridicată peste o mai veche biserică de lemn de cea la din 1500, de aici? Nu, cea din dreapta. Asta micuță. Da. Este renovată pe la 1640 de Matei Basarab. Interesant este faptul că în 1821 aici a fost închis Tudor Vladimirescu înainte de a fi omorât. Putem să mergem spre actuala Casa Armatei, cunoscută și ca Sala de Arme sau Societatea de Arme, Gimnastică și Dare de Seamă. Este un prezent cercul militar. În perioada interbelică aici se țineau piese de teatru. Printre actorii care au apărut pe scenă au fost... E cea din față cu drapelul? Da, okay. Este Maria Filoti, Ion Manolescu, Ion Iancovescu și bineînțeles Grigore Vasiliu Birlic. Tot aici au fost ținute și conferințe, chiar și Caragiale a ținut o conferință aici, dacă nu mă înșel. În partea dreaptă avem Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, este casa lui Ion Alexandru Cea din Brătescu față de acolo, da. Voinești. Și în partea dreaptă avem, o să vedem, Capela Universității. Adică o biserică, mai în față un pic. Da, pe partea dreaptă, o biserică mai mică, construită în secolul al XVII-lea de familia
Greceanu. Mm-hmm. Suntem în fața Muzeului de Istorie, clădire construită între 1901-1902. În 1918 i s-a adăugat și etajul. Inițial a fost Palat de Justiție și din 1985 este Muzeul de Istorie Dâmbovița. Pe partea cealaltă avem casa lui George Cair, care a fost prefect al orașului între 1905 și 1907. El a fost și poet. O casă foarte... A avut o casă impresionantă. Da, și foarte frumos renovată. Din fericire, a avut o soartă bună această casă. Uh-huh. Da, ziceai că aici se voia așa un fel de triunghi cu tot, cu poliție, cu judecătorie. Da, în spate este sediul parchetului, care acum se renovează. În curtea acestui fost Palat de Justiție se afla unde... Adică unde e muzeul acum? Da, da, unde este, și unde este muzeul poliției. Se aflau clădirile administrative ale poliției, apoi era clădirea prefecturii pe care ați vizitat-o. Uh-huh. Și acum este muzeul de artă. Deci totul era un ansamblu atunci când s-a făcut, când s-au construit toate aceste clădiri una lângă alta, secolul, într-o spațiu, într-o sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, din păcate sau din fericire orașul a cunoscut o dezvoltare, s-a mărit și atunci aceste clădiri nu au mai răspuns necesităților orașului și au fost mutate, atât tribunalul, judecătoria, poliția, prefectura și au rămas clădiri de muzee. Singura clădire care a rămas este cea a parchetului. Cea de acolo? Funcționează, dar momentan, fiindcă se află în renovare, a fost mutat. Ok. Și bineînțeles, lângă nou renovatul stadion. Eugen Popescu. Da, care pare că nu mai are mult și... Va fi inaugurat. Exact, da, da. Ne-am uitat, am trecut pe acolo și ne-am uitat. Și pe partea asta, unde mai este statuia? O statuie a lui Vlad Țepeș, realizată de Vasile Blendea. Da, se vede e acolo, în depărtare. În spate este și o casă veche. În spatele statuii, da. Fusea Pârvulescu. O casă construită pe niște beciuri de secol 17, dacă nu mă înșel. Din păcate, casa se află într-o stare avansată de degradare. Nu a fost renovată. La fel ca și cea de aici. La fel ca și stânga noastră. Casa dâmbovițeană, care se pare că a fost, din ce am studiat, casa bunicului lui Alexandru Brătescu Voinești. Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Da. Multe, multe case cu istorie într-o câțiva metri. Da, pentru că aceste case erau în apropierea Curții Domnești. Boierii își construiau casele în apropierea Curții Domnești. Curtea domnească în ce direcție? La e acolo, în 100 de metri. 100 de metri. Da. Ok. Curtea domnească se află la 100 de metri și unde sunt autocarele alea pe dreapta? Da, acolo. Și din fericire. De-aia e pe stânga. Din fericire aceste case au scăpat în perioada comunistă de demolări. Da. În perioada când se făceau sistematizările. Mai avem căsuța cu crucea roșie. Căsuța cu crucea roșie, de altfel o casă veche pe care este o placă care amintește de Ion Alexandru Brătescu Voinești, dar eu nu știu să fie această casă legată de scriitor. Timpul va decide la un moment dat dacă e așa sau nu. Bine, să continuăm.
Suntem în fața unei biserici vechi din Târgoviște. O biserică se numește Sfântul Nicolae Andronești. Ce arată aici? Da, o biserică care a fost construită de marele vornic Manea Perșanu în timpul domniei lui Radu de la Afumați, undeva între 1521 și 1529. Se află o inscripție în slavon, în pronaos, din 1527, dar această biserică are o istorie interesantă. După bătălia de la Călugăreni din august 1595, Mihai Viteazu a fost nevoit să se retragă inițial la București. Turcia a ocupat Bucureștiul, apoi el s-a retras la Târgoviște. Turcia a ocupat și Târgoviștea și Mihai Viteazu s-a retras undeva la Stoienești pe Valea Dâmboviței până în octombrie, când a început contraatacul. În acele două luni, Târgoviștea a fost ocupată de trupele lui Sinan Pașa și această biserică se pare că a fost incendiată de Sinan Pașa. De renovarea ei s-a ocupat Matei Basarab, iar în secolul XIX, familia de boieri, familia Androneștilor, au renovat-o, de aceea poartă și numele Sfântul Nicolae Andronești. Avem o casă interesantă pe partea dreaptă, este casa Augustin Ionescu. Casa a aparținut inițial unui domn Iliescu, care a avut, cred, trei fete și un băiat. Una din fete a fost căsătorită cu ofițerul Augustin Ionescu, iar o altă fată a fost căsătorită cu Lăzărică Petrescu, a cărui casă am vizitat-o mai devreme. Am văzut-o, de fapt, nu am vizitat-o. O casă, de altfel, frumos renovată. Mergem către centru vechi. Mai e încă o casă foarte superbă aici, da, care seamănă, da, dar care a fost modificată și extinsă. Nu este clasată ca și monument cum este casa Augustin Ionescu. Deci de acolo am venit, am făcut stânga și am ajuns la o altă casă importantă. O casă care a aparținut familiei Crețulescu. Pe plăcuță scrie casa dr. Vlădoianu. Ulterior a aparținut doctorului Vlădoianu. Această casă este tot o casă foarte veche, de secol XVIII, cu beciuri din secol, așezată pe beciuri din secol XVII. Este o casă în stil tradițional românesc, cu un pridvor adânc și cu coloane de lemn. În această casă a locuit în anii 30 celebrul matematician Octav Onicescu, în timpul cât a fost profesor și director al Liceului Militar de la Dealu. Uh-huh. Dar ce înseamnă casa a stat pe beciuri mai vechi decât casa? Probabil că a fost o casă mai veche acolo, da. Și când a fost construită, au păstrat beciurile vechi și au... Aha, ok. Și-au s-au ridicat cu casă. Da, da, da. Și suntem tot în apropierea Curții Domnești. Cum spuneam, foarte multe case ale boierilor care erau construite în preajma Curții Domnești, deci nu departe de locul unde era tronul țării românești. Curtea domnească e în direcția aceea? Da. 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 Și suntem la doar câteva sute de metri. Ok. Pe într-adevăr, am trecut pe lângă multe case. Multe case vechi deosebite și unele vechi. Sunt anterior perioadei modernizării, de modernizare din secolul XIX, când s-au construit, după cum ați văzut, în un alt stil decât cel tradițional românesc, dar s-au mai păstrat și câteva case. Pe stânga o să vedem tot o casă veche.
O casă... Un hotel acum sau... Nu, da. după. A, după el. După, este o casă veche, care a aparținut lui Sache Poroineanu. Este o casă construită la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX. Sigur, fațada pe care o vedeți este făcută în secolul XIX. Interesant este că în această casă a locuit timp de două zile domnitorul Gheorghe Bibescu în 1847. Despre Sache Poroineanu știm că a fost unul dintre cei mai mari latifundiari pe care a avut România. Mm-hmm. Am ajuns în zona centrului vechi al orașului. Ok. Deci asta e una din intrările centrului vechi? Da. Și avem și acolo pe stânga o clădire. Avem poșta impozantă. Veche. A, e poșta veche. Da, poșta veche construită. Ce-a de acolo? La începutul secolului 20. Acum e muzeu sau e tot poștă în continuare? Este tot poștă. Tot funcționează poștă. Ca poștă, da. Are doar o plăcuță că este monument. Deci dacă putem intra, cred că ne-am bucura privirea. Nu știu dacă mai e deschis privirea. Astăzi fiind sâmbătă. Aha. Da. Dar putem încerca. Nu, pare închisă. Ia să vedem. Ușile sunt închise în permanență. Ah, ok. Deci nu... Ușile sunt cele vechi, ia să vedem. Așa par. Da. Foarte frumos. Poșta veche, 1906. Da, începutul secolului 20, cum spuneam. Sâmbătă este închis. Este închis. Duminică închis. Da. E, și acum, practic, am intrat în centru vechi? Oarecum, da. Suntem în străduțele din centru vechi. Care centru vechi e în dreapta sau da, e în față? Da, este în dreapta. E în dreapta. Și putem să mergem prin dreapta pe aici? Da, da. Okay. Și o să vedem școala de arte. O clădire foarte veche, de altfel. A fost locul primei școli publice în 1864 construite. Sigur, școala funcționa... din 1833. În față vom vedea statuia poetului Vasile Cârlova, o statuie, unde este? Un bust în fața școlii. Aha, hai îndrept, da? Este un bust realizat tot de Vasile Blendea. Deci aceasta este... Da, actualmente școala de artă, da. Cum spuneam, localul primei școli publice a orașului, uh-huh. Din 1864. Dar școala a funcționat din 1833. Uh-huh. Uite și bustul. E, și iată că am intrat în centru vechi. Da, suntem pe centru vechi. O să mergem să vizităm, să vedem, de fapt, câteva clădiri interesante. Ok. E un loc de promenadă. Văd că este închis circulației da, autoturismelor. Cred că din 2009 sau 2010. Cam prin perioada aia s-a întâmplat și la noi în centrul nostru vechi din București. Da, da, da. Cam tot pe atunci. Înainte, fiind drum cu acces și trotuare, acum au fost desfințate și avem doar zonă pietonală. Și arată mult mai bine, mi se pare că nu știu cum arăta înainte, dar... Da, arată mult mai bine. Arată mult mai bine. Sigur, și nu mai există nici zgomot, poluare. Da, uite, stai liniștit la o masă. Dacă vremea permite. Da. E, dar iarna pun încălzitoare pe gaz. În dreapta o să vedem biserica Târgului.
cunoscută ca și Biserica Târgului. Este o biserică construită de Udriște Năsturel în 1654, în timpul domniei lui Matei Basarab. Turla bisericii dinspre Naos s-a prăbușit la cutremurul din 1940, a fost refăcută și pictată tot de profesorul Vasile Blendea. Mm-hmm. Vreți să intrăm înăuntru? Da, hai să vedem. Aici și gardul e, are o formă L-au renovat, da, au renovat toate bisericile astea vechi, au fost renovate cu uite, fonduri. Uite, pictura europene. Veche. E închis, cred. Da, ce au mai rămas din freșcele vechi. Vedeți că seamănă cu freșcele de la mănăstirile din Bucovina. Din Moldova, Bucovina. Au încercat la renovare să păstreze și acele frește, cât s-a putut. Da. Mergem către centrul vechi din nou să vedem câteva clădiri interesante. Avem un ansamblu de trei clădiri care au aparținut unui negustor, Iorgu Lăzărescu. Prima clădire, construită între 1908 și 1910, a funcționat ca și berărie-restaurant. Da? Eu am găsit și o poză cu regele Carol I, care a servit masa la acest restaurant. Din 1910, în schimb, această clădire a devenit cinematograf. Iorgu Lăzărescu a adus aparatură de proiecție de la München. Se numea Cinema Élysée. El a mai avut și în dreapta Puișorul de Aur, această clădire aici, da, care este într-o renovare și extindere, și în spate Vila Zoia. Atât în spate Vila Zoia, care... În spate, în curte. Da, da, pe care scrie 1908, cred, cât și Cinema Élysée au fost construite de italianul Francesco Venchiaruti. În perioada comunistă a funcționat în continuare un cinematograf aici, numai că s-a numit Cinema Victoria. Iar clădirea aceasta din dreapta, care clădirile într-o stare foarte bună, ai spus că avea doar un etaj. Da, avea doar un etaj, Puișorul de Aur se numea și a fost ultima clădire care din nu a fost asta, da, uh-huh, demolată, pentru că ce vedem în partea dreaptă, clădirile acestea noi, ele au fost construite în anii 2000, în anii 80, la sfârșitul anilor 80, se începuse demolarea întregului centru vechi. În 89 s-au oprit demolările chiar la această clădire, la fostul Puișor de Aur, cum și aici se numea. Totul era un maidan, un spațiu în stânga, demolat și liber. Da, în stânga până în Biserica Giartoglu a fost demolate, iar după 90 au început, s-au mai construit sediul unei bănci și aceste clădiri. Uh-huh. Sigur, nu rămânea maidan, urmau să se construiască blocuri aici. Și avea de gând să facă... Da, da, la fel ca și blocurile din apropiere, care sunt construite tot în zona centrului vechi al orașului. Mm-hmm, mm-hmm. Acum să mergem spre primărie. Ok. Aici. Pe aici, haide. Suntem pe centrul vechi. În continuare, sau mai bine spus, ce a mai rămas din centru vechi, pentru că foarte multe clădiri au fost demolate în anii 80. Ne-ai zis că înainte centru vechi se întindea și în zona aceea. Da, da, nu? Da. Și practic ea acum se oprește aici. Se oprește aici.
Există o secvență din filmul Astă seară dansăm o familie cu Dem Rădulescu, unde se mai poate vedea o clădire care a existat aici în partea dreaptă. Adică exact aici unde este parcarea, da, da. Și practic peretele clădirii, la ce ne-ai spus, este exact marginea asta cu gardul viu. Exact, exact. Și acea secvență apare în acel film când Dem Rădulescu se plimbă cu trăsura și vine dinspre biserica târgului și face stânga spre Puișorul de Aur și o să vedeți în acel clip și cum arăta Puișorul înainte, de Aur, da, înainte să înceapă această extindere nefinalizată. Și cum arăta blocul care era exact aici în bucățica, da, asta. Da, mi se pare că era un hotel, dacă nu mă înșel, se numea Hotelul Bucegi. Uh-huh. Iar tot pe vremea aia ne-ai spus că blocurile astea nu existau. Da, nu existau, au fost construite în anii 80. Uh-huh. Și probabil că, cum am mai spus, dacă mai dura câțiva ani, nu mai exista nimic din centru vechi. Deci nu am mai fi avut unde să ne plimbăm astăzi. Sau am fi avut unde să ne plimbăm, dar nu am fi avut ce să mai admirăm. Și nu foarte departe de centru vechi, care se află la 2-3 pași, iată că am ajuns în fața primăriei. Fața primăriei, clădire construită, finalizată în 1897, așa cum ne arată și inscripția, de italianul Giovanni Baltazare Vignoza, același care a construit și actualul muzeu de artă, fosta prefectură. În față avem statuia lui Ion Elia de Rădulescu, despre care v-am vorbit pe Bulevardul Carol I, realizată de Frederic Storck și pe care soldații sovietici au dat-o jos. Ea a fost reamplasată în anii 70. Cea care a fost dată din rond? Da, și din rondul aici. De pe Bulevardul Carol I. Bulevardul cu castani. Da. Uh-huh. Avem și un ceas care a fost adus de la Leipzig în 1902 și el funcționează și acum. Arată ora de peste 120 de ani. Și n-a avut probleme acest ceas? De obicei mai au probleme și poate i-au înlocuit. Se chinuie foarte mult să le repare. Nu prea sunt specialiștii, n-au mai rămas specialiști de astfel de ceasuri. Posibil să fi fost reparat de-a lungul acestor 120 de ani. E foarte important că funcționează. În dreptul balconului se află Sala Florentină, unde au loc ședințele Consiliului Local și se pot oficia și căsătorii în acea sală. Acolo, sala, da, aceea, este, da, o sală superbă. Cu o priveliște frumoasă. Da. Uh-huh. E, și de aici continuăm drumul și... Da, avem o casă interesantă în stânga primăriei, cum ne uităm noi. Casa Irimescu Cândești, o casă realizată tot de arhitectul Romano De Simone. Este construită în anii 30. Să mergem pe latura cealaltă să vedem că are 12 bazoreliefuri reprezentând cele 12 zodii. Se pare că Romano s-a inspirat din turnul catedralei din Parma, unde există tot 12 bazoreliefuri. Este interesant proprietarul acestei case. Vedeți cele 12 bazoreliefuri? Da. Și un ceas care arată tot timpul ora 12 și 7 sau 8 minute. Are vreo semnificație? Nu știu dacă are vreo semnificație, dar sigur, este doar... o imagine a unui ceas. Da. Ion Irimescu Cândești a fost un fruntaș al baroului Dâmbovița, a fost și membru al Partidului Național Liberal, deputat timp de 6 ani. A scris și o piesă de teatru care se numește Jerfa, parcă anticipând moartea băiatului său în timpul celui de-al doilea război mondial. El se afla la Charlottenburg, la studii, a murit în bombardamentele aliate.
Ion Irimescu Cândești a încercat să facă compromisuri cu noua putere comunistă pentru a salva această casă. Din păcate nu a reușit, el a fost dat afară din casă și a murit în sărăcie undeva la marginea orașului. Da. Suntem în fața casei unui fost comandant al școlii de cavalerie pe care am vizitat-o. Este vorba de generalul Ion Heruvim, fost coleg la Academia Militară de la Saint-Cyr cu Charles de Gaulle. În videoclipul pe care l-ați filmat la Curtea Domnească, ați văzut niște imagini de la vizita lui Nicolae Ceaușescu cu Charles de Gaulle la Târgoviște. În acel moment, Charles de Gaulle s-a reîntâlnit cu fostul lui coleg, cu generalul Heruvim. Asta se întâmpla în mai 1968. Și această casă, ca multe alte case, după cum vedeți, a fost împărțită în perioada comunistă și naționalizată parțial. Nu arată într-o stare foarte bună și... Da, aici nu prea se vede, nu e diferență foarte mare la împărțire. Eu nu prea observ. În dreapta sunt geamuri termopan. În dreapta sunt geamuri termopan, ok. Și avem și un gard care separă... Aha. Cele două... A, uite zone. Gardul, gata, acum îl văd. Aici. Și o extindere. Da, gata, am înțeles. Ok. Da, nu știu dacă e extindere, cred că aparținut casei este doar o renovare, nu-mi dau seama. Aha. Dacă a fost o dependență a casei sau... Dar atunci când era casa aici, nu era blocul ăsta? Cu siguranță nu era și casa este oarecum lipită de acest bloc. Mhm. E posibil să fi scăpat casa datorită faptului că Ion Heruvim a fost coleg cu Charles de Gaulle. Mm-hmm. Și poate acest lucru l-a făcut pe Ceaușescu să fie mai blând cu, să cruțe această casă, dar asta e doar o presupunere. Mm-hmm. Nu știm. E posibil ca și această zonă să fi fost în planurile de demolări care urmau să se... Și poate doar când a mai ajuns la demolare, da, pentru că i-a venit posibil, sfârșitul. Este posibil. Mm-hmm. Bun, și după ce am urcat niște serpentine și suntem, cred că, pe la vreo 500 de metri altitudine, iată ne-a ajuns la acest monument. Un monument ridicat pentru foștii elevi, profesori, ofițeri ai fostului liceu militar căzuți în primul război mondial, un monument ridicat de Romano De Simon, despre care am mai vorbit în Târgoviște. Trebuie să menționăm că la dealul a funcționat un liceu militar între 1912 și 1940. Adică exact în spatele monumentului. Da, pe fostele chilii ale mănăstirii s-au ridicat clasele, erau 8 clase ale liceului, erau niște clădiri cu etaj care s-au prăbușit la cutremurul din 1940. Liceul a fost mutat apoi la predeal în timpul războiului și a fost desființat în 1948 de noua conducere comunistă. Unii elevi au fost dați afară, alții au fost mutați la liceul militar de la Breaza. Această locație a fost aleasă de ministrul de război Nicolae Filipescu împreună cu Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care au cutreierat toată România pentru a găsi un loc pentru viitorul liceu militar, liceu care am spus că a fost inaugurat în 1912. Au fost 33 de promoții și 1500 de absolvenți ale acestui liceu. Printre absolvenți se numără Octav Desilă, scriitor, Marcel Romanescu, scriitor, Mihail Germănescu, profesor universitar de matematică, cercetător al ecuațiilor funcționale,
Carafoli Eli, academiciana român din Salonic, ce a dat numele profilelor Carafoli, Petru Pandrea, scriitor, Radu Tudoran, Bogza Nicolae, scriitor din Toate pânzele sus, Nicolae Cioronescu, rector al Universității Politehnice din București, Zapan Gricorea, Chiotan Regal, specializat la Paris în matematică aeronautică, Constantin Condureanu, profesor universitar la Houston în Statele Unite, Vasile Marcu, ofițer de marină, trecut la aviație, diplomat al Școlii Aeronautice din Paris, Mihai I, mare voievod de Alba Iulia, rege al României, Victor Rebenciuc, actor, Florin Sacerdorțeanu, medic, directorul spitalului Dr. Ana Aslan, Dan Nasta Popescu, actor și regizor, Ștefan Ștefănescu, profesor universitar, doctor la Facultatea de Istorie din București, Mircea Carp, jurnalist la Radio Europa Liberă, iar lista ar putea continua cu alți 52 de profesori cu doctorate, 9 generali și amirali, 14 scriitori și ziariști, 16 artiști, regizori, pictori, muzicieni, dirijori, 21 cercetători și un inventator, ale căror nume sunt profund încărcate de spiritul mănăstirist. Deci da. Este foarte multă liniște. Am ajuns, iată, în față. Suntem la intrarea mănăstirea Dealu, o mănăstire care este atestată documentar la 1431 în timpul domnitorului Alexandru Aldea. Forma actuală este din 1499-1501, de pe vremea lui Radu cel Mare. Haideți să intrăm. Ansamblul a fost finalizat între 1510 și 1512 de Vlăduț Voievod. Și pare că s-a păstrat și ușa asta masivă din lemn. În 1508, Macarie a instalat prima tiparniță din țările române, un liturghier. Pe 9 iunie 1598, Mihai Viteazu a depus jurământul de supunere față de împăratul Rudolf al II-lea. În 1644, Matei Basarab a adus tiparniță de la Govora. În interiorul bisericii sunt mormintele foarte multor domnitori. Am menționat mai devreme despre capul lui Mihai Viteazu. Uh-huh. Este și tatăl lui Mihai Viteazu, Pătrașcu, Radu cel Mare. Hai să intrăm. Și mulți alți domnitori. Aici, aici. Deci asta este deasupra mormântului, se află și pictura cu, din 1900, reprezentând scena din 1920 cu aducerea capului, readucerea capului. În dreapta îl vedeți pictat pe Nicolae Iorga. Cel cu barbă, da? Și pe regele Ferdinand. Mm-hmm. Regele e în dreapta dânsului? Da. Mm-hmm. Cum ne uităm noi, da. Mm-hmm. Thank you.
Mai devreme spuneam că cheliile acestui ansamblu au servit ca săl de clasă pentru liceul militar Nicolae Filipescu și ele au fost grav afectate la cutremurul din 1940. Au fost refăcute după război. Sigur, nu mai au etaj cum aveau acele chilii care serveau drept liceu. Da? Sunt doar niște chilii. Și în urma cutremurului am înțeles că nimeni nu a murit. Da, nimeni nu a fost nici măcar rănit din mărturiile lui Mircea Carp, care era elev în acea perioadă la liceul militar. Ia să vedem ce priveliște aveau pe vremuri cei care locuiau aici. Sau învățau aici. De la o oază de liniște la o altă oază de liniște. Nu e aceeași liniște ca dincolo, dar iată că am ajuns la Mănăstirea Viforâta, ctitoria lui Vlad al VI-lea, a zis, și Necatul, între 1530 și 1532. Ea a fost reclădită de Matei Basarab în 1635. A suferit modificări și în timpul lui Constantin Brâncoveanu și a fost refăcută în secolul XIX. O să vedem în interior o catapeteasmă și iconostasul bisericii, o adevărată operă de artă sacră realizată de Carl Storck în stil brâncovenesc. Vlad Înnecatul. Da, el este ctitorul acestei mănăstiri și a rămas în istorie ca Vlad Înnecatul, deoarece a murit înnecat, cred că în Dâmbovița, lângă București. Uite că se asemănă foarte mult cu anterioara, doar că aici chiliile au etaj, parcă. Aceste chilii au fost și turnul a fost refăcut după cutremurul din 1940. Aha. Dar este foarte îngrijită, este foarte frumoasă, arată foarte bine. În partea dreaptă. În partea dreaptă aici, a? Nina? În partea dreaptă. Aici. În partea dreaptă putem să vedem fundațiile vechii construcții, descoperite acum 3 ani, când au început lucrările de consolidare ale mănăstirii. Care sunt? Astea de aici? Da. Sau care? Cărămizile astea de aici. Uite astea de aici. Cărămizile de jos. Așa, ok. Mm-hmm. Intrăm și în biserică? Da. Hai să vedem. Nu, îmi cer scuze. Și adevărat am viat. Ruinele. Da, sunt fundațiile vechii mănăstiri. Cum spuneam, descoperite acum 3 ani, când au început lucrările de... Și uite pe unde mergeam. Uite, vină puțin.
aici. Uite, astea sunt urmele. Se continuă perimetrul pe care l-am văzut în exterior și la interior, pentru că noua construcție s-a suprapus parțial. Da, da, pe cam pe jumătate așa. Uite, ea vine, cea veche venea până aici, vezi? Și se continuă cu cea de afară. Se continuă afară, cu ce am văzut afară. Hai să ieșim. Este foarte richisită din punctul meu de vedere, îngrijită. Biserica flori. A fost resfințită pe 30 octombrie anul trecut, 2022. Da. Pe această cale înțeleg că noi încheiem turul nostru. Sunt și alte locuri care merită vizitate și nu am avut ocazia astăzi. Poate o ocazie viitoare să vorbim și despre originile orașului. Putem discuta și putem vedea și alte biserici vechi în jurul acelui cartier care este, de fapt, vatra orașului, mă refer la cartierul Suseni, și putem arăta alte locuri interesante de văzut. Cu siguranță nu ne ajunge doar o zi să vedem tot ce este interesant în Târgoviște și în împrejurim. Bine, păi atunci, până data viitoare, noi vă salutăm. Și ne bucurăm că ne urmăriți materialele. Pe data viitoare! La revedere!